Salut la toți! Tudor aici. Tudor. Tudi. Băgareaș. În fine. Da, ca în majoritatea postărilor mele random, azi vreau să vă arăt un joc foarte șmecher, care a devenit destul de cunoscut în ultima vreme. Se numește SnowRunner, face parte din categoria ăstora mergătoare pe noroi. Spin Tires, Mud Runner, Spin Tires, Mud Runner. Da, sunt mai multe jocuri de genul ăsta din categoria asta. Mie de obicei nu-mi plac că mașinile se mișcă foarte greu, dar ăsta a devenit foarte atrăgător pentru mine de câteva zile încoace. O să vă spun din start că e piratat și e hăcuit. Nu încurajez niciuna din cele două chestii. Am vrut pur și simplu să am cele mai bune mașini, măcar atâta, și pur și simplu mă distrez făcând contractele pe toate cele 12 hărți. Bine, și când zic 12 hărți, de fapt sunt 3 zone diferite, care au toate câte 4 zone diferite. Una e pe zăpadă și în mare parte 2 pe noroi. Una e în state, una e în Alaska și una e în Rusia. Acum, treaba e în felul următor. Ceva eu să vă arăt acum în clipul ăsta. Eu folosesc mașina asta care se numește TUZ 420 Tatarin. E un Vita mai Tabu, care este din categoria mașinilor Scout, care practic sunt niște vehicule care... pe care le folosești ca să te miști repede pe hartă și eventual să-ți ajuți tirurile, camioanele mai mari, să le alimentezi cu benzină, să le repari și pe lângă asta îți spune la găsit chestii, că de-aia îi spune Scout. El găsește chestii, cum ar fi upgrade-uri pe hartă pentru toate vehiculele sau niște turnuri. Eu chiar acum am descoperit un turn pe o hartă pe care n-am mai fost până acum, căutând un camion ascuns, pentru că jocul are magazin de pe care poți să-ți cumperi anumite camioane, dar alte camioane trebuie să le găsești, pur și simplu, pe hartă și le dai în loc moca. Deci, așa să vă gândiți că sunt camioane care costă 100 și ceva de mii de bani, ceea ce nu-i puțin în jocul ăsta, considerând că trebuie să faci foarte multe contracte ca să faci banii aia. De aia eu l-am făcuit, că na, mi-am rupt. În fine, ideea e felul următor. Eu astăzi vreau să vă arăt un pic să vedeți și voi jocul. Cei care nu l-ați încercat încă și v-au plăcut Spin Tires și Mud Runner, ăsta e parcă un pic mai fain decât celelalte două, cu mai multe chestii adăugate în el. Să zic așa, no, și doi la mână, să vă arăt cum găsesc un camion super șmecher din multele camioane multe șmechere. De exemplu, Tabul ăsta și ăsta trebuie găsit. Și din punctul meu de vedere, e cea mai bună mașină de scout. Are ăsta, rezervorul de benzină de 300 de litri. Deci camioanele a super fucking mari au 360-380 de litri. Deci, și scouturile celelalte au 110. Hammer-ul are 80. Da, există Hammer H2 în joc. Mai este o mașină rusească foarte șmecheră, IRE. Are 110 litri, dar chestia e că ăstea mai au și niște upgrade-uri la care poți să le faci, uite, refuel și repair, gen ai o chestie de asta deasupra pe capotă, cu care mai schimbi un cauciuc spart, mai repar motor, chestii, când intri prea adânc în apă, mai suferă motorul, când te lovești de un perete, suferă suspensiile, trebuie să cotezi, da. Și în același timp are și niște rezervoare de benzină care eu acum le-am folosit și sper să reușesc să ajung la prima benzinărie în timp ce caut și turnul. Acum eu un pic știu harta asta pentru că, na, m-am uitat și eu pe YouTube la altcineva, că doar nu o să am de unde să știu unde e camionul ăla exact. Ideea e că vreau să ajung aici, la turnul ăsta și undeva pe aici, pe drumușorul ăsta, este o benzinărie. Harta asta, cică, n-are garaj, deci am belit-o. Dacă rămân fără benzină, practic trebuie să mă duc să aduc alt tir de aici, din Smithville,
dam, unde am garaj, trebuie să aduc alt, nu neapărat alt tir, un alt scout sau așa, să bag benzină la nenorocitul ăsta de tap. În fine, v-am plictisit destul cu poveștile, hai că îi dăm bătaie. Să văd cam pe unde s-o iau. Deci mă întorc înapoi, mă duc pe aici. Hai că ne punem un punct de reper. Până încolo de turn, că știm unde trebuie să ajungem. Așa, bun. Și să dăm bătaie. Mașinile astea nu se mișcă nici foarte repede, dar nici foarte încet. Iar că tabul ăsta e cam bate pe toate astea care este descoperit și de contact. Pentru că cam merge pe orice teren și merge repede. Acum vedeți, îmi place să se urce pe orice. La un moment dat m-am lovit din copac și în loc să mă lovesc de el, practic am urcat pe copac la 90 de grade. Deci e nebun. Vreau să uitați-vă și voi pe ce vă voi trăpa cu el și dar e mic șoc. Are activat all-wheel drive, are diferențial tot timpul. Este că faza faină e că tabul ăsta nu trebuie găsit mai repede cu atât mai bine, că nu are nici nevoie de upgrade. Nu mai trebuie să mai faci bani în casa în care, în cazul în care ești un jucător cinstit care nu vrea să-l șterge pe jocul. Că e piratat, că nu uită și ăla, și ăla pe bani, poate fi răcuit, dar nu trebuie să... Doar că, nu știu dacă ție visă, visă e band sau nu. Anyway, dar e foarte bine. Și mai-mi place mie cum îmi fac, dar acum, aici ai și cam un ghesc, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu scutură copac și când vreau să ne vreau ca place. La un moment dat când am început jocul, eram cu primul camion, gen am personat o dată am luat niște carte la o curte, la o casă. Pur și simplu, o zic, vreau cu fel de carte. Bun. Și acum facem... Da. Mergem către Duke. Și fac pariu cu voi, că n-o să mai ajungă pe zi. Consumul nu e nici mic, nici mare, 10, 11, 12, 13 litri la minut, când ajung pe teren plan și nu mai are de tras, o să dacă consumă așa tare, nu ar fi să dacă vă uiți. Deci credeți-vă, cu primul camion rămâi blocat de treaba aia, dacă nu, dar aș vrea dat din urmă. N-are niciun strec să pagă și pe la ea asta. O, și de aici, în contor. Păi strec. S-a blocat startul. Ca să vă zic o chestie șmecheră, toate mașinile au un click cu care te poți ajuta în caz că ești blocat. Bineînțeles, poate nu va avea putere să te tragă singur, dar e posibil să-ți folosești motorul în același timp. Îl ajuns să te duci cu el. Și există două tipuri de limite astea. Unul merge pe motorul tău și pe benzina ta, dacă n-ai motor și n-ai benzina, nu mai are calibru și este motor, este calibru smart, care practic merge și când ți se cap motorul. Sau dacă te dă peste cap, unele mașini sunt foarte urmite aici și se dau peste cap foarte des. Mai ales astea mici, astea scout. Și de obicei, no, pe toate, practic, am pus calibru din ăla smart.
ca să știu că n-am treabă. Dacă vreau să îmi dă peste cap sau așa, pe care să pot să-l pun și să mai văd de lucru. Bine, oricum, dacă se strică motorul sau tot, mai mare de ce vreau tot de altă. O să-mi bag picioarele aici, nu este pot. Păi, de capul meu și apa aia adâncă și mama mânsă de treabă. Și vreau să ajung la nenorocita de benzinărie. Nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Nu mă ajung de benzinărie. Hai să vedem. Hai, nu mă ajung. N-are cum. Să mă copilez frumos, să mă fac pe lângă. Nu prea cred că toți. Și mașina asta nu mai trebuie la niște. Au. Foarte frumos. Uite-mă pe poate. Uite-mă pe poate. Voi dacă nu aveți, nu o să puteți să faceți chestia asta. Aia e clar. Eu acum o să fac desfacuri. Wow! Tot cu camera. Și cred că nu mai am nici să mă repar ca un cercul ăla inovativ, dar bine, banul îl decam. Dar nu am ca un cercul ăla inovativ. Că nu am banul. Vreau neapărat să nu mă trebuie la urmă. Nu trebuie să-mi să dau un cap de la urmă. Ăla e un avion foarte și mai trebuie la urmă. Care și pe lumea mă trebuie. Merge încet, dar nu știu de treaba. Nu te-am făcut la urmă. Că eu fără la urmă, că eu fără la urmă, că eu fără să fie și care nu. Vedeți, dacă vreți să nu știu la urmă. Asta e ceva de simbolul. Nu uite benzineria. Fuck. Se vede ca până dăm. Și dacă vrei dacă ai găsit și un servis. O șire falsă de umplu înapoi de material. Cam de lume. Așa. Da, acum forță proaspăt pe care îmi către turnul. Către turnul acest. Nu. Stai așa. Ba, bine mă? Da. Și hai la schimb. Găsim și un apel pe aici, să pare. Deja am găsit că nu te-am dat ce mă știu. Să mă și las un semn aici. Să știți unde găsiți un upgrade. Uite, aici, în zona asta, este un upgrade. Puteți să puneți pe pauză, să vă uitați ca lumea. Ei, de unde începi, vrei frumos pe drumul ăsta, te duci. Și aici. Aici ai upgrade-ul și cel mai ușor se poate coborâ, uite, de pe aici, așa, și pac, pe aici, pe pădure, se poate coborâ. Bun, hai să vedem. Sper că s-a uitat bine, nu știu dacă am mai zis, am un webcam vechi de vreo 8 ani de zile, care are microfonul coborat. El are 1,3 megapixel. Da? Singura chestie care îmi lipsește din tot. Uitați. O lovat chestie să nu te facă foarte sens. Pa, ia să vedem ce ne rezerv acest tur. Ne prindem o sigară pentru efect. Am uitat să dau drumul la muzică în joc, dar adăi pace pe la închetul copii aici, alte alea.
lasă numai sunetul. Și mergem mai departe. Uite-l. No, aci îi. Ăsta de obicei așa se văd. Deci dacă te uiți atent pe hartă, practic poți să vezi tot felul de mașini pierdute și abandonate. Nu toate o să le adaug la colecție, unele sunt misiuni, dar le poți vedea, ba pe aici cu un lac, ba tot felul trailere, tot felul de remorci, de chestii care sunt misiuni și care plătești și dau experiență până la urmă. Ce faini la polul ăsta aici. În fine, la, știm încotro să luăm. Pa! N-am păcat. Nu am mai făcut podul ăla, că n-are rost. De fapt, hai că mă duc ca să vedeți ce ciștor e ăsta. Chiar să scutură podul și prioritatea ta. De fapt, să scutură se de mic. Ca și cum vezi, doamne, s-ar fi să pa, bine s-ar fi. Acolo prin apă, dar apa asta aici e destul de adâncă. Nu știu să nu știu cum să fac. Cred că cu niciunul dintre camioane. Poate că vreau să fie din apă. Nu mă... În lista acum... Nu asta vreau să mă lăsc. O să mai fac timpul cu jocul ăsta, că... De câteva zile mă mănânc, dar eu mă joc de numai, numai îmi place. Mai chiar trebuie să ai un pic de răbdare, chiar în activurile se mișcă foarte greu, la un moment dat, trebuie să te mișc cu 1 metru la 10 minute. Dar e nici să fie mai mult, poți să pierzi oare între ele, iar nu-i dă seama. Dar pe lângă asta sunt niște operațiuni masive. Am avut la un moment dat o chestie când am avut nevoie de 2-3 sau 4 camioane ca să scot un lucru în față. De tot aduceam pe râd și vedeam că nu reușesc și până la urmă am ajuns în prima care are mare greutate și l-am scos afară, dar tot eu l-am scopat cu vreo toată, iau cu ce se face. Uuuu. Așa, mai și strecat. Pacific pe 16. Hai să vedem dacă are nevoie de benzină, n-are nevoie. Ăsta e perfect curat, full function, adică nici o parametru. Trebuie un pic, am putut să știu ce de fapt. Anyway, ia să-l selectăm să vedem care-i treaba cu el, că am auzit de tot așa. E capul meu și gravitate de camion. Asta și noi mă pot să îndică. Ia să-i auzim motorul. Și are și de asta de mers pe zăpadă, la majoritatea mașinilor trebuie să spunte cutia asta de viteză pentru zăpadă, hasă, la zăpadă, o altă. Acolo este lent, are 4 viteză, și la inopată, mai are interesantă. Yeah.
cred că nu mai stau acum cu el aici pe harta asta. Am să-i dau frumos să-i cover și o să-i ducă la cel mai apropiat care am prins Switchville. Îi trag un tuning, ne mai uităm o dată cum se mișcă și acolo ok clipul. Și poate data viitoare fac misiune cu el. Hai să vedem. Motor. Deja le-am desfăcut pe toate, că am tot căutat upgrade-uri pe toate hărțile astea, cred că e singura hartă pe care mai am de găsit upgrade-uri și le cam am toate upgrade-urile. Motoarele, no, cu cât îs mai rare cu atâta, îți face tirul mai bun. Deci de la B la B+, la A-, plus durabilitate A, bine, consumul C+, dar de consum nu ne doare, că are 300 de litri capacitatea. Hai să vedem. Gearbox special, băgăm advanced, an improved gearbox variant that offers a full range of gears at the cost, da, așa, deci știi că mănâncă mai multă benzină, deși nu-ți arată acolo tot ce plus-ui, da, e mai bună, așa, suspensie văd că ridicată n-are, dar oricum e destul de înalt, majoritatea au suspensie ridicată, așa, cauciucuri, aha, deci cauciucuri off-road, deci atâta poate, mai mult nu poate, așa, cel mai bun cârlig, ce poate să poarte? Numai din asta pentru remorcile înalte. Ok, trist. Deci va trebui să fac o misiune cu ceva cisternă de benzină sau ceva. Așa, filtru de aer, astea sunt destul de importante. Are grijă să nu-ți ia damage motorul în apă, practic. Așa. Punem și pe ăsta. Hai să vedem tuning vizual. Îmi place că are și tuning vizual, nu cum? Punem o țavă. De obicei, țevile astea acoperite sunt cele mai bune, că dacă nu, îți cam strică vizualul. Chiar și în third person nu vezi nimic de fumul ăla. Deci mă feresc de tobele astea deschise sau... Asta e bună că are capac. În fine, altceva. Astea deja sunt chestii vizuale. Astea au și astea un rol. Dacă pui din asta așa cu, cu fier de la dedesubt, te descurci un pic mai bine la gropi. Sunt anumite gropi când mai vrei să tai pe dealuri și văi și munți. Prin care mai ai probleme. Aici ce avem? Cozoroc, ca la șapcă, protecție de soare și de le văd că astea sunt altele n-are. Hai să-i tragem și o culoare faină. Ca nu-mi place combinația asta de galben cu verde. Hai să facem galben cu verde. Da, roșu cu alb, portocaliu, portocaliu cu negru aici, bine dă. Așa și cam atât. No, bun, hai să vedem acum cum se mișcă nebunie. Aha, de benzină, de cărat chestii, de cărat chestii, de cărat altă mașină, mentenanță, service. Bun, hai să încerc să punem ceva, dacă că nu are de pus pe el, că nu am asta de bine. Asta înseamnă că le găsesc pe hartă. Zonele ultimul destul de ușor de, de descriat, de unlock. Ori te duci și cauți pur și simplu intrarea în următoarea zonă. De exemplu, către Black River, da?
sunt tunelele astea cam în zonele unde schimbi harta. Dacă ajungi aici și ai un pătrățel galben și intri în el și zice că zona e încuiată, pur și simplu te duci la contractele astea mari și te uiți până când ai unul care are nevoie să meargă în altă zonă decât în zona ta. Că de obicei dacă sunt în zona ta, îți arată că du ceva la warehouse sau du ceva la fabrică sau la tot felul de chestii care sunt pe harta pe care ești. Iar astea la alte vor scrie întotdeauna, în paranteză, că în altă zonă să merge. Și atunci știi că dai în loc la următoarea hartă. Acum asta l-am văzut ca ce fac, dar... Trailer a patru la nimeni. Trebuie să vedem pe aici pe asta. Da, asta pentru mine este de față. Consum mic, 4,1 litri. Aha, asta e. Da, deci pe stradă nu pot să mă vedem cum să fie descurcă la tine. Dacă o parte cu palca aia. Aici e cap. 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 Nu, să văd că am găsit ca mai bine să vedem pe tot. Da, și în caz să zicem că te blotezi aici, dai pe rost pe lângă, dacă vrei să ieși în ce să te ajungi, fără niciun problemă. În chinuie, dar iese. Dacă nu iese, dai pe tine. Dacă n-ai de ce să te ajungi, ai de lucru să te ajungi să te ajungi sau ca eu. La fel de greu ca ăsta și să te ajungi. Îmi plac detaliile pe care să faci pe ele, pe unde tractor automat se face. Și asta îmi place. Cum de câte ori de multe comandă pe alta, pe unde e trecut, pe acolo se vede cu sunt care s-a făcut. Ca să știi dacă nu doar că nu ai mai putut să le se geacă urmele de sau aia chestie. Foarte bun. La optimizare e de pus. Nu am o parte a dăm pe Global Map, sper să mai amintesc, Taimir, și aici va trebui să dați unlock și zi Megor, spui destul de nasol, până-i dai unlock trebuie să faci niște misiuni aici în carieră. Dar în carieră poți să mergi, dacă bine știu, fără nicio problemă. Tu aici începi în Drownlands și mergi în carieră. În carieră aveți grijă că nu există cruci și garaj. Deci când te duci, benzinării cred că sunt, nu mai știu, dar vezi că aici e și semnul că nu are garaj. Așa, și în Zimnegorsk, Tabu, l-am găsit, uite aici l-am găsit, unde e hamarul ăsta. Mi-am abandonat aici un hamar aparent, dar exact aici, în locația asta, e Tabu. Deci, țineți minte formațiunea asta de polovani. Aici începi, te duci frumos de niște, parc și ai ajuns aici. Cred că trebuie să fie și un turn. Pe orb, pe, fără nimic descoperit, trebuie să fie un turn pe când l-a primit pe papă, nu-l văd acum să-l vin la rând, dar e șmecheră, locația e șmecheră, să intră frumos, te duci de pe aici, o iei frumos așa și o iei prin pădure direct sus, că n-ai altfel. Dar se poate merge printre copaci cu grijă, vii pe o mașinuță din asta mică, cum am venit eu cu hammer-ul, și oricum, dacă n-ai hammer-ul, ai mașina cu care ai început, Chevrolet, capa 1200 ceva de se numește. În fine. No, eu aici am închei pe Maria și... da.
Ne vedem data viitoare. Lăsați comentarii, dați un subscribe, spuneți în ce vă v-a plăcut, am vorbit prea mult, nu v-am arătat prea mult. În fine, știți voi cum. Dar e treaba. V-am pupat. Ciao.